Dar pe ce să te dau? Pe nimic, îmi ia ANAF-ul pensia. Hai mă, bine. Haide, hai. Îl vede că muncești și ăla. Păi vezi că știi? Aia cine știe, ne aducesc că știi. Omul mi-l lua forța din mână. Băi, mai trebuie la mine 2 cm până ajung eu. Dă-l, opa, stai așa puțin. Hai, presele cum am învățat. Ce face? La tine s-a cutat. S-a cutat la mine? Da, uite-mă la un metru de mine, spre tine, spre mine. De acolo, sus. De la tine spre mine un metru, acolo. Aici, mă? Da. Păi nu-i dau pomnituri, aici dai treaba. Asta să nu cutăm, băi. Asta n-ai treabă cu asta. Păi bă, pune-o la jumate, că nu e jumate acolo, băi. Mai vino, dă-i-o lui băiatul ăsta, băi. Dă-i-o lui Costică, băi. Mai, pe acolo, așa, pe acolo, acolo. Stai să o pună pe aia întâi ca să tragă, să lipească. Trage. Eu trebuie să pun una aici, a? Trage până lipește el aici, ca să-l lipească aici. Dă și mie una mare, bă, să-i bag și una mare aici. Aia cred că ne trebuia. Nu știu cum faci, dar te dai jos după ea. Le-a stras, da? Da. Dă-i și lui băiatul ăla una lungă, bă. Să trag și el. Văd că la ei a tras-o la față, dar la mine nu-i la față. Păi dă-i presă, aia spun. Dă-i presă. Dă-i cu presă, domnul Costea. Gata? Nu. Păi de-aia te puneam eu mai la capăt, ca să nu te chinui, vezi? Dă-i tare, dă-i tare. Eu strâng aici? Ia vezi, dă-i. E lipit aici. Ia vezi, laterala e lipită de panou. Nu, la exterior, unde stai, nu-și gheabul, băiete. Dar vedeai. Nu, unde erai? Nea Costin, unde erai? Uite, urcă-te unde erai. Da. Și uite de la latura asta, dacă se lipește de panou. E unde se termină, băi, unde se termină șgheabul, mă? Da. E lipită, da? Da, da. Și acum dă mie, dă o riglă din aia, dăm o riglă. Dar cred că lungă a căzut jos. Hai că te aduc eu pe aia lungă. În nenele unde? Și uite, trebuie să punem asta așa. Vezi cum e la mine aici? Da. Sunt coliniare, țevile alea cu țeava de sus, cu aia de jos, cu munchia asta. Să nu fie muchia lăsată mai jos, gen așa. Că dacă e lăsată mai jos, trebuie să o ridicăm. Ia, dă-i bă și lui. Băi, dă-i bă și lui. Deci, pui așa ca dreptar. Pui. Aici trebuie să fie, deci el stă pe alea două țevi și al treilea punct să fie coliniar. Dacă ar strânge de la tine de acolo cu o de-asta mare, a? Nu s-ar mai cuta acolo. Mă, n-ai treabă cu cuta asta, că stă acoperișul. Să vină mai așa. Să mai strângă cu una mare? Da. Păi să strângă, n-am. Pune-l pe la ca dreptar, așa. E perfect. E bun, da? Mai dă-i mă aici, dar n-are pe ce să stea. Dă-mă mie o cută, că eu bag eu de aici, n-am presă. Mai e vreo presă mare? Presă? Trebuie să aud-o acolo, aia, mare, da. Am înăuntru. Înăuntru, adu-o și pe a treia. Trebuia să stai acolo, cu tine și mă mutat. Păi da, mai trebuie a treia bormașină, de aia mă dau. Trebuie bormașina aia. Că acum le-o las lor pe schelă, dar prima dată n-aveam unde să o las. Nu mă, trebuie să fie 4 mari, s-au dat 3 sus, mai e una. Sunt 2 mijlocii, 2 mari și 4 mici. Mai trebuie să fie una. Oricolo la banc unde am lucrat, ori aici înăuntru. Ori poate în mașină, dimineața când am scos, poate n-am scos tot. Hai că mai am o beleacă, e țeava asta mai. Ai găsit-o? Hai, urcă-te pe schelă înapoi. Ia și aia rigla care ți-a căzut. Rigla că e bine aici. A? Bă, aici face burticica aia. Dar la tine? Bine că se muta, dracu. Ia mai dă-mă o dată rigla aia, bă! Rigla, mă, dreptarul! Aaa, mai pune mâine, pune. Bă, ai urcat, mă, cu rigla aia, că ai plecat după riglă!
Ce te învârți pe acolo? Unde a căzut, mă? Nu ți-a căzut de pe schelă? Unde a căzut? Care gaură, mă? A căzut în canal, mă. Păi și nu poți să o iei? Păi, am scară? Păi, nu-i scară. Asta e mic, nu merge. Asta e mic, mă. Bagă-mă pe aia în canal, că ți-ajunge aia mică. Păi n-are treabă un acolo. Ce treabă are? Ce treabă are mea cu ta când eu sunt lipit? Că știi de ce are? Mă, eu sunt lipit, mai mult de lipit nu pot să mă duc. Nu, dar vrea să vină apă, să bea aici. Nu, omule, n-are nicio treabă. Eu sunt aici la zero, dacă eram depărtat era o problemă. Auzi? Așa, așa. Păi ce să mai zic, dau șurubă și... Gata? Nu, asta. O scoți de până diseară de acolo? Ia uite-te aici. Stai așa că am treabă. Uite cum ies. Băi, eu mă uit la capete acum, dacă pe mijloc. Ia, dă-i de jos un pumn așa. Nu, eu zic că... Mai ori fi și țevile, nu, doar punem cap, deci cap. Există o toleranță. Nu, bretene, nu, 2 mm n-am treabă. Cap, cap punem acum, stau din... Dacă ei poate, dar poate diferă țeava aia, poate urcă sau cobor. Păi dacă urcă eu sau capetele cobor. Trebuie să le am. Dacă am capetele, pa, nu mai... Dă-i lui băiatul ăsta bor mașina ca să nu mai o cobor eu, să o țin după mine. Ui, dau. Păi dă-mi ce dau eu aici. A, astea știi cât trebuie date astea? Pe toți gheabul vreo 4-5 la metru, așa trebuie date. La metru? Da, da, astea sunt, fii atent aici. Să-mi ține mie șgheabul pe poziție până îl prindem, știi? Dacă dai na 2-3, le dai din metru metru, până acolo. Dacă se descurc ei după aia, te deșurmă după schelă, îți dai și tu șurubul ăsta, uite-te la omul ăsta. Auzi... Băi, pe la jumate dă-l, fii atent, deci la jumate îl dai. Ajunge? Nu unde băltește apă, la jumate. Acum, ca distanță. Da, un metru, un metru și 20, un metru. Jumate, da? Ia uite aici, n-ai na câteva. Dar trebuie să te muți cu... Ia, întreabă-i pe ea, poate să-l dea pe ăla. Băi, dar să nu mi-l dai peste cap. Adică să dai ușor. Să dai până strânge garnitura, să nu dai mai mult să rupi filetul. Îl pătrunde și atât. Dați voi mai bine, mă, cred. Noi avem putere. Ce, mă, că se aude la ureche când a făcut de dore aia crât, că e bine crăitoarea. Hai, băi, din ăsta te descurci, mă, să dai așa pomnit. Gaură. Eu, da. Păi du-te cu găule înainte și eu vin cu pomnitele după. La cât, ce distanță? 80 un metru. Da. Oricum, hei, oricum vine ăla și îl prinde aici. Auzi, să stea el pe poziție. La jumătate la gheap, nu? A? Nu, la jumătate la gheap. Da, la jumătate a gheapului să nu-l dai, să nu îi strici filetul, știi? Gata, nu mai, nu-l dai peste cap. Bă, când strânge, tu nu simți la mână când strânge. Mai dai, bă, 2-3 strângi. Mai dai-l omul ăla câteva șurubi. Nu vezi că e plin ăla. Băi, să nu dai șurubul peste cap. Păi l-ai dat pe ăla de adineuri. Mai bine dai tu. Hai mă, lasă că nu contează. Că nu-i face nimic, doar să nu-l dea peste cap. Gata? Dău. Păi băi, atunci putem să scoatem presele, ia țineți bă voi pe schelă toate presele ca să nu mai ne primăm noi pe ele. Rămâne la capete? A? Rămâne la capete. Alea nu, nu, scot eu aici. Așa. Nu, eu, asta, nu. Dau și aici? Nu, acolo nu dai bă, dă scoate-l pe lavă, ce să cauți acolo. Bă, acolo dăm pomnii bă. Bă, mi-am înțeles, voi știți. Păi bă, presele... Dă-i lângă oată, le pune aici. Pune-le acolo. Păi băi, ne-a ăsta. N-am acolo, că ți-o dau și pe asta de pomnit, îți dau și 2-3 pomnituri. Și tu pui scara dincolo. Da, ca să nu mai mă fuți eu, că mă fuți eu prea mult. Dă-i, după aia dai lui ăla, că dă și el, ce dracu nu știe să dea un pomni, n-am colea. Iată. Știi, mă, să dai un pomni? N-am dat până acum, dar trebuie să-i dau. Îl bagi pomni tu până la capă, să nu lași în aer la jumate și apeși până face poc, să nu te oprești la jumate. Invers, bă, 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 bă! Invers? Păi spuneți-ne că noi nu știm, e prima oară. Bă, dar uite-te la mine dacă nu știi, ce face omul, face maimuța, nu știi? Uite-te la omul ăsta, el cum a învățat într-o secundă? Nacule, ține...
Îi dai gaură, îi bagi pomni și strângi pomni. Dă-le împingi încolo așa, băi. Dă-le așa, bravo, dă-le așa, dă-le mult. Cu tot cu sârmele. Cu totul, cu totul. Cu tot cu sârmele. Sârmele alea, băi, vezi că sârma aia cade în, băi, sârma aia o faci și cade în rezervorul ăla în spate. Când o fi sârma la final. Liniarul ăsta, pune-l la pe schelă și hai să ne mutăm noi. Hai să ne mutăm. Dă-i să-l mai văd pe ăla dacă e în stare. Ia, dă-mă, gaură, ești în stare. Păi dacă a zis că a luat lucrări, că-i meserie. Nu schimba sensul, tot așa. Imediat stai să vezi ce faci. Putea să-i lăsăm pe aici, facă treaba asta și noi să pregătim. Da, prea îi lăsăm aici. Băi, răsucește așa, faci așa să cadă sârma. Băi, mă, fă-mă nimeni să cadă sârma în rezervorul ăla. Așa, mă, așa, înțeles? Așa, așa. Așa, mă. E prima oară, ne arăși nouă acum, na. Ia mai dă unul, hai să vă văd eu. Băi, șurubul ăsta le-ați dat până la capăt? Cât ai ajuns? Cât am ajuns eu. Numai că după aia dă eu la nadă, ok. Ia mai dă două, trei pomnituri, mai intră și ai scăpat. Băi, când pui bor mașina asta, uite-te la mine. Băi, când o pui pe aia roșia, nu mai pune cu spiralul așa, că zgârii. Pune-o și tu invers. Hai, mă, mai rare, mă, că nu trebuie. Băi, vine la acoperișul și îl prinde ăsta, doar să nu le ia vântul până mâine, atâta. Să stea la noapte, trebuie. Băi, vine acoperișul și are la șurub vreo 100 aici. Mai dă una, mai du-te cu una, tot ai bor mașina în mână, mai du-te cu una, acolo mă, dă-i. Dă-mă tu pomnitule, nu știu de ai un pomni, băi, păstele. E acolo el. A. E stângaș, Nicule? Da. Băi, Costine, dă și mie suflanta să încep să suflu de aici tot șpanul, să-l dăm jos afară. Aia roșia mică. Ce nu, nu, rămâne șpanul acolo, ruginește, nu acolo. Până să curgă apa, poate plouă peste o lună. Hei, ia și cu asta de la mine și du-te cu ea pe șgheaba așa să suflăm șpanul. Ia șuruburile alea, bagă la buzunar. Păi le pun la mine în buzunar. Ia dreptarul. Și după aia te duci cu suflanta, te duci până la capăt, să-i dai șpanul afară. Da. Ia cu ăla, că n-ajung. Dă clipar la mine. Hai, n-acolea. Dă clipar la mine, n-ajung. De aici am suflat eu. De acum acolo iau-o tu și te duci cu suflatul spre afară, da? Așa faci. Te descurci, ia. Dă-i lui băiatul ăla. Gata, băieți. Băi, ne dăm jos, vă mutăm schela și repetăm procedura. Acum știe fiecare ce are de făcut.